Există o serie de acte auto necesare pentru vânzarea unei mașini, iar acestea trebuie pregătite pentru a asigura legalitatea tranzacției conform reglementărilor. Ce acte sunt necesare pentru vânzarea unei mașini în anul 2024 și ce trebuie să știe toți cei care plănuiesc să își vândă autovehiculul, aflați din rubrica următoare. Pentru vânzarea unui autoturism trebuie să aveți la dumneavoastră cartea de identitate a vehiculului în original, talonul mașinii, certificatul de înmatriculare al mașinii în original, buletinul sau cartea de identitate, contractul de vânzare-cumpărare, modelul oferit de DRPCIV, formularul pentru contractul de vânzare-cumpărare poate fi găsit online și este important să folosești acest format pentru a respecta cerințele autorităților. În contract vor fi incluse datele vânzătorului și cumpărătorului, datele autovehiculului, precum și prețul și alte detalii relevante. Înainte de vânzare, asigură-te că ai plătit toate taxele și impozitele aferente autovehiculului. Ce mai trebuie să știi? Să stabilești un preț final și să cureți mașina înainte de prezentarea acesteia potențialilor cumpărători, pentru a evita negocieri ulterioare și pentru a economisi timp. Evită să predai autoturismul înainte de a-l scoate din evidența fiscală, deoarece acest pas este esențial din punct de vedere legal. Nu oferi asigurarea ta RCA cumpărătorului și anunță compania de asigurări că autoturismul a fost vândut. Este recomandat să faci copii ale acestor documente, precum și a buletinului cumpărătorului. Astfel vei avea dovezi în cazul unor posibile probleme viitoare. Începând cu finalul anului, RAR va introduce AutoPass, un document esențial care oferă un istoric oficial al vehiculului, demonstrând că acesta are kilometri reali și nu prezintă vicii ascunse.